Bună dimineața, tovarăși Mihai. Suntem la între granița cu Italia și Vaticanul, practic stat în stat. Acolo jos este granița cu Vaticanul. Și vă arăt unele mașini pe lângă Vatican. Mașini, uite, una chiar de Vatican, un C180. În rest, pe aici, mașini mici. Ca de obicei, Roma, cea mai bună mașină, este una mică. N-ai nicio șansă cu mașini mari. Cele mai bune mașini de parcat sunt cele mici, oriunde. La ora asta, cald și pe aici, chiar 38 de grade, dar cu gradul de umiditate este foarte mare. V-am spus, aici sunt parcările pe lângă Vatican, Cascai, Punto, Golf 5. Și avem noi pe aici, ia să vedem și avem noi aici, o grămadă de străini pe aici, toți se duc la Vatican. Și mici. Vă reamintesc că sunt în spatele, o parte, spate laterală a Vaticanului. Cam până aici se poate parca cu mașinile. În rest e totul interzis. Ucraina. Ce cotovești? Și de poliție. Rătăcită. De alți, normal, în Vatican, poliție peste tot. Frumoasă Giulia asta. Giulia. Aici mașini și mașini. Acolo este papa, la fereastră. Totodată acolo iasă și strigă. Un set Exeo, rare. Volkswagen Passat, Airline, chiar are un Audi A4, cel mai bune. Și suntem la Vatican, trecurând dintre granița, practic aici, granița Italiei de Vaticanul, despart. Aici sunt porțile Vaticanului. Numai bine! Te salut!